Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Suntem aici, în direct, din studioul Antena 3 Pitești și încercăm să aducem în fața dumneavoastră, încă de la prima ora dimineții, invitații matinali din toate sferele de activitate, mai ales în această perioadă în care alegerile electorale bat la ușă și cu stânga și cu dreapta. E bine, doamnelor și domnilor, județul Argeș a fost, este și va rămâne un județ cu o miză multiplă și cu un potențial încă nevalorificat la maxim, după cum susțin voci politice sau administrative. Tocmai din acest motiv ne dorim să ne concentrăm pe obiectivele realizate în ultimii ani și pe pașii următori în dezvoltarea județului Argeș. Despre toate acestea stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul Ion Mânzână, președintele Consiliului Județean Argeș și președinte PSD Argeș. Domnule președinte, bună dimineața și bine ați revenit la matinal. Să rămână bună dimineața, m-ați luat foarte repede, ați pus practic, ați vreo 5, 6, 7 întrebări din aceeași, aceeași frază. Ați făcut afirmații de tip mize înalte, critici, de când e lumea asta. În general, critica vine de la cei ce sunt în opoziție, mizele sunt pentru cei care sunt la putere, cei care încearcă să construiască țintele pe care și le propun cei ce la un moment dat efemer conduc destinul unui județ. Deci lucrurile sunt într-o normalitate, nu e nimic anormal. Ce se întâmplă în județul Argeș, cred că se întâmplă în toate județele din România. Să înțelegem că acest cuvânt miză reprezintă mai mult un cuvânt de partea opoziției. Ei sunt cei care văd mizele. Ei, da, încearcă într-adevăr să dea cu pietre acolo unde se construiește. Este, dacă vreți, datul celui care a aflat așa într-o minoritate, încearcă să strângă rândurile, să minimalizeze orice realizare, să spună că lucrurile normale le pot face ei și lucrurile anormale le fac cei care sunt la putere. Nimic nou sub soare, cum s-ar spune. Domnule președinte, ne place sau nu, județului Argeș i s-a reproșat într-adevăr mai mereu faptul că a fost deficitar la infrastructura rutieră, un lucru asumat de altfel, dacă mi-aduc bine aminte. Că s-au mai mișcat lucrurile în mandatul dumneavoastră, rămâne suntem să suntem niște oameni asumați și știm ce greșeli s-au săvârșit în actul guvernamental, avem capacitatea asta de a recunoaște. Acum, dacă facem o paralelă printre noi și cei care aflați în opoziție în județul Argeș, eu am fost un om corect în tot ceea ce am întreprins. La un moment dat am făcut afirmația că, într-adevăr, ultimii doi ani jumătate de guvernare PSD-PNL au adus o dezvoltare importantă județului Argeș și aici ne uităm la cifrele pe care le avem la dispoziție. Am văzut că distingi reprezentanța ai opoziției actuale, pentru că în județul Argeș toată lumea face opoziție PSD-ului. O iau ca o laudă. Nu. Cei care le spun, aici nu e vorba de PNL-ul acesta constructiv, e vorba de trupa aceea celebră care a participat cu micul mare la ceea ce a însemnat perioada de grație, cel care ofera o lovitură de grație României, e vorba de Câțu. Când știi că în județul Argeș și au fost mari susținători acestui domn Câțu, deja spui problema despre capacitatea lor de a construi în tot ceea ce înseamnă act politic. Laudele mele sunt adresate celor care într-adevăr au înțeles că România nu are decât un singur drum și acela este un drum de normalitate în care Partidul Social Democrat, câștigător al alegerilor, trebuie să conducă guvernul României și, bineînțeles, alături de alt partid. Și partidul acesta, care a manifestat responsabilitate, e vorba de PNL-ul domnului Ciucă. Aici nu e vorba de liberale, e vorba de PNL. Liberalii sunt altceva, sunt cu totul și cu totul altă sorginte istorică în
echichiul politic românesc. Imediat o să vorbim și despre acest context al alegerilor comasate sau nu, pentru că, într-adevăr, sunt discuții, însă aș vrea să rămânem la infrastructura rutieră. Da, deci suntem în zona aceea în care principalul obiectiv pe care ni l-am asumat la începutul mandatului, pe lângă alte lucruri, bineînțeles, a fost dezvoltarea infrastructurii rutiere. Suntem un județ cu 1200 de kilometri, al doilea ca lungime în România, de aceea am încercat prin toate mijloacele, folosim toate resursele să investim în ceea ce înseamnă infrastructura județului. În același timp am făcut nenumărate demersuri la nivelul Ministerului Transporturilor pentru ceea ce înseamnă infrastructură națională care străbate județul Larghi. Județul Larghi și are cea mai vastă infrastructură de drumuri naționale. Lucrurile vor deveni și mai la un nivel mult mai ridicat în momentul în care vor fi date în folosință autostrada Pitești-Vârcea și drumul expres Pitești-Craiova. Din discuțiile pe care le am aproape săptămânal la nivelul Ministerului Transporturilor, lucrurile avansează într-un ritm foarte rapid. Revenind la infrastructura județeană, mari investiții au fost făcute în ultimii 3 ani pe fonduri europene, pe ceea ce înseamnă PNDL 2 și PNDL 3 Anghel Saligny și de asemenea pe ceea ce înseamnă împrumuturi făcute de către Consiliul Județean pentru modernizarea a 14 drumuri la nivelul județului Argeș. Anul acesta ne-am propus ca să stabilim legăturile cu județele limitrofe, în speță în zona de sud, Slobozia, județul Dâmbovița, în zona de nord, Sălătru cu județul Vâlcea, Cepar, județul Vâlcea, drumuri foarte importante. Pe lângă drumuri de interior, sigur că da, în măsura în care creditul este într-o sumă fixă, iar prețurile pe kilometru sunt într-o continuă creștere. E adevărat că au fost și schimbări de prețuri, nu-i așa? Schimbări de prețuri, sigur, corecții de a ceea ce înseamnă prețurile, dar asta nu ne dezarmează. Pe Anghel Saligny avem 10 drumuri în proiect, da, pe care le vom începe anul acesta. Unul din ele va fi recepționat, este vorba de Pădurești-Costești, 14 km, lucrări întârziate nu din cauza noastră, ci din partea unor reclamagii care au ținut pe loc vreo 6 luni de zile construcția acestui drum. Sunt și categorii de tipul acesta. E adevărat, există o diferență între ceea ce ne propunem și ceea ce se realizează, pentru că apar tot felul de contestații, unele bazate pe chestiuni reale, altele care sunt utopice. Nu poate fi decât un singur câștigător pe o lucrare, cel care vine cu oferta cea mai bună și care întrunește condițiile pentru a face o asemenea lucrare. Dacă e puțin pentru un mandat de reabilitare a drumurilor undeva în jurul la 200 de kilometri, înseamnă că, într-adevăr, nu ne-am făcut. Aș fi curios să văd în România cine a rezolvat problema aceasta. V-am spus în condițiile în care am plecat cu un handicap. Îl recunoaștem, asta este, spre deosebire de așa zis, parteneri politici, nu avem capacitatea să ne recunoaștem greșelile. Domniile lor nu prea au. Da, vă deranjează că se face apel la trecut? Vă deranjează că a devenit, nu știu, o temă de campanie electorală, faptul că ce a fost odată? Nu mă deranjează, v-am spus, dacă atât îi duce capul, atât fac. Eu nu pot să-i îndrum să povestim despre ceea ce avem de gând să facem sau acolo trebuie să ne unim forțele. I-am văzut că se îngrămădesc la tot felul de obiective pentru a tăia panglici, deși nu au nicio legătură cu ei. Și asta o spune un om care are pretenția că este foarte bine informat, pentru că încearcă prin toate mijloacele să fie informat și merge și în audiență la mai mari zile, indiferent de culoarea politică pe care o au,
la nivelul ministerelor, tocmai pentru a rezolva problemele pe care le avem acest județ. Domnile lor le preau așa din zbor, neștiind de fapt despre ceea ce vorbesc. A existat critica podului de la Poiana Lacului. Eu am știut și data în care s-a dat, pentru că m-am interesat, de asta am știut-o. N-am putut eu influența actul de justiție. Când s-a dat sentința definitivă și revocabilă de anularea contractului pentru ceea ce însemna podul de la Poiana Lacului. Și de aici încolo a început construcția, printr-un DRDP pe care la fel știu, am avut legătură și cu dânsii, informându-mă, nu de altă natură, informându-mă pentru că există un obiectiv al județului, în județul Argeș. Așa cum sunt interesat și de modul în care se joacă lucrările pe autostrada Pitești, Vâlcea, așa cum sunt interesat de tunelul de la Ticveni, așa cum sunt interesat de lucrările care se fac pe ceea ce înseamnă Pitești-Craiova, pentru că toate aceste lucruri trebuie gândite într-un tot unitar în ceea ce privește dezvoltarea județului Argeș. Am mai spus-o și o repet. Pentru mine cel mai important lucru, indiferent de culoarea politică a unui primar, sunt banii care vin în județul Argeș pentru investiții. Pentru că numai așa putem crea bunăstare tuturor cetățenilor. Distribuția banilor, sosirea banilor în județul Argeș pentru un obiectiv, înseamnă bunăstare pentru comunitatea respectivă și înseamnă și bunăstare pentru toți cetățenii județului Argeș. Lucrul acesta ar trebui învățat de toată lumea. V-am spus, dorința noastră, și vă dau un singur exemplu. Sunt sumele de bani pe care, prin amendamente, parlamentarii unui partid obțin la nivelul bugetului consolidat al statului. Parlamentarii de Argeș au venit cu sumele respective, cu un amendament comun anul trecut, parlamentarii PSD de Argeș, pentru cota 2000 Salvamont. Totuși, oamenii aceia salvează oameni și își risce și ei viața la rândul lor pentru a salva oameni. Deci au venit cu un traga deschidere pentru a îmbunătăți condițiile de la cota 2000. Alții au gândit că trebuie să dea bani pe panseluțe, pe amenajeri peisagistice. Vă dați seama, mintea... Poate acestea au fost nevoile fiecărei comunități. Dacă acestea sunt nevoie, dați-mi voie să vă spun că este o bătaie de joc gravă la adresa locuitorilor localității respective, pentru că vorbim despre niște floricele, niște panseluțe, nu, care își trăiesc viața pe timp scurt. Anul acesta, ca să revin la temă, că dumneavoastră m-ați deturnat și îmi spuneți că astea sunt nevoile principale, parlamentarii de Argeș au gândit că sumele respective să meargă în zona investițiilor la nivelul spitalelor, cele două spitale, 14 miliarde, Spitalul Județean, 14 miliarde, Spitalul de Pediatrie, pentru aparatură medicală, da? Plus încă sume de bani alocate pe două investiții la nivelul municipiului Pitești. Trăim în zona aceasta ideii, hai să criticăm tot ce se poate întâmpla bun, că doar se întâmplă ceva. Văd că vin unii cu niște proiecții de-astea grandioase, să facem din Pitești un nou Cluj. Incredibil. Poate vă interesa, stimații colegii, să vedeți ce înseamnă groapa de gunoi de la Cluj. Da? Patarât, da. Sigur, mai că vă bazați pe necunoașterea cetățenilor, spunându-le poveștile astea nemuritoare. Acum 4 ani auzeam teoria să facem din Pitești o a doua Oradea. Întotdeauna distinșii colegii își preiau așa cât un oraș din România și spun hai să facem din Pitești. Bine, sigur că da, cetățenii la un moment dat realizează că utopia le joacă feste dramatice, numai și noi prin faptul că s-au agățat de această mare prostie de tip arie protejată, pădurea Trivale,
pe care nimeni în România nu a pus-o în practică. Deci noi suntem un fel de experiment, așa, experimentul Philadelphia. Da, apropo de, da, într-adevăr, era vorba despre Pitești, Tech City, este, mă rog, ne promit o viață mai bună și mai lungă pentru argeșeni, se realizează prin înființarea zonelor albastre, este mai mult de dezbătut pe această temă. Revenim la... Acum 4 ani dezvoltau zonele verzi, cu albastre, poi mine portocalii. Nu, vă dați seama... orice copie nu are valoarea originalului. Până la urmă merită totul încercat, nu-i așa? Merită totul încercat să vedem dacă se aplică. Nu putem să experimentăm pe piteșteni și pe argeșenii utopiile unora și altora, viziunilor. Nimic nu-i perfect în lumea aceasta. Trebuie să luăm ceea ce e bun din fiecare. Așa cum toate orașele din Ardeal au păduri parc, cred că asta trebuie să facem și noi, nu să venim cu experimente tâmpite de tip arii protejate. Numai noi, la nivelul Consiliului Județean, știm cu ce probleme ne confruntăm pentru existența acestor arii protejate. Tribunalul Vâlcea a respins cererea prefectului, știți foarte bine, pe această zonă. E vorba de procedură, nu este vorba de chestiune în sine. La urma urmei... Poate fi atacată. Poate fi atacată și... Nu comentăm deciziile justiției, dar în alte spețe lucrurile au stat în cu totul și cu totul altă... Da. Domnule președinte, ați menționat mai devreme de două drumuri extrem de importante și anume două obiective importante, drumul expres A1 Pitești-Mioveni și podul de la Poiana Lacului. V-aș ruga să ne spuneți în ce stadiu este drumul expres A1 Pitești-Mioveni, pentru că știu că implică și un pod care trebuia să... Nu. Drumul expres Pitești-Mioveni pe care... Din păcate, nu a avut finalitate din cauza unor factori care nu țin de decizia județeană sau chiar de decizia Ministerului. A fost preluat de către Consiliul Județean. Suntem la nivelul situației de studiu de fezabilitate. Chiar acesta a fost motivul pentru care m-am deplasat la Ministerul Transporturilor, pentru că finanțarea va veni pe proiect european, Programul Operațional de Transport. Încă o dată mi s-au dat garanții că voi avea o colaborare foarte bună cu Ministerul Transporturilor. V-am spus, era un obiectiv național, nu era neapărat, dar din vari motive pe care le cunosc foarte bine. Nu s-a putut, n-a putut fi dus la bun sfârșit. Nu este singurul proiect pe care ne-l propunem alături de Ministerul Transporturilor. Mai avem și alte lucruri, gândim și alte lucruri. Eu vreau să spun că am avut o colaborare excepțională cu tot ceea ce a însemnat Ministerul Transporturilor și DRDP București, pentru că peste 80 de kilometri au fost reabilitați la nivelul județului aici, din ceea ce înseamnă drumuri naționale. Curtea de Argeș și Curtea de Barajul Vitraru, cine a mers a văzut că într-adevăr acolo s-au făcut, lucrările vor continua, sunt lucrări de artă care vor suferi modificări. Drumul Buzurești către Telorman prin localitatea Miroși, apoi drumul național care leagă Piteștiul de București, primul drum național, cel care trece prin Ștefănești, Topoloveni, Leordeni, va fi îmbunătățit covoare asfaltice noi, breteaua care leagă Lânăriei. Toate lucrurile acestea au fost rezolvate numai unor audiențe solicitate la nivelul tuturor factorilor de decizie, pentru că decizia la oameni le aparține lor și mai e problemul acela românesc. Cine nu cere, nu primește. Da. Bun, e adevărat că... Toate lucrurile acestea, v-am spus, țin de o muncă pe care am dorit să o ducem la nivel constructiv. Nu prea. Unii, v-am spus, se îngrămădesc la panglici. Ei, de meserie, sunt panglicari, dar asta e viața. Până la urmă, toate aceste eforturi și reușite, de ce nu trebuie comunicate, nu-i așa? Trebuie transmise cetățenilor? Trebuie transmise cetățenilor. Cetățenii suportăm și criticile adevărate, că la urmă nu ne-am întâlnit noi cu perfecțiunea. Nu suntem în Spider-Man Câțu, care
era factotum și la toate cunoscător. Se găbesc într-un fel sau altul, sau aduc critici de tipul de ce acolo și nu la mine, de ce în partea cealaltă și nu în partea cealaltă. Am încercat să păstrăm un echilibru la nivelul întregului județ Argeș, cu mica excepție legată de proiectele europene, care trebuie să cuprindă mai multe elemente pentru a fi aprobate de Comisia Europeană. Am lansat proiectul acum 6-7-9, cel mai lung drum din județul Argeș, reabilitat vreodată, ne autodepășim aici. Sper să împlinească toate condițiile, el face legătura largă județul Olt de județul Telorman prin județul Argeș, pe drumul de la Lunca Corbului către Bârla. Toate aceste lucruri, mai avem încă unul la ora aceasta, îl vom duce în zona aceasta de aprobare. Vom vedea cât vom putea obține de la Uniunea Europeană fonduri pentru reabilitării drumuri județene, pentru că mai sunt încă 6 județe și fiecare vrea să-și tragă partea în această bătălie. Dacă pe exercițiul 2014-2020 noi am avut cel mai mare număr de kilometri reabilitați, unii își manifestă dorința să ne învingă. Acum sperăm să fim tot pe locul 1 și după chestiunea aceasta, pentru că fiind an terminal pentru fonduri europene 2023, suntem singurul județ în Sud Muntenia care am încheiat în totalitate, fără să cerem o fazare, urmând ca să avem lucrări neeligibile suportate din bugetul Consiliului Județean. Sunt normale, au cam crescut și cheltuielile acestea neeligibile, pentru că odată cu creșterea prețurilor trebuie să aplicăm toate corecțiile pe care ni le pune la dispoziție Institutul Național de Statistică. Lucrăm totuși sub critica unor cetățeni că de ce am dus atâția bani acolo, pe simplu motiv că aceste corecții, care n-au fost în minus, una singură a fost în minus, mi-aduc aminte, parcă 0, minus 0, nu știu cât, restul au fost corecții de 2%, 3% și așa mai departe. Ca o chestiune, pe drumul 6-7-9, dacă obținem aprobarea, acest drum național, cota noastră de cofinanțare va fi mai mare, pentru că depășim maximul admis de Uniunea Europeană în finanțarea unor proiecte de tipul acesta și nu putem să întrerupem drumul, să zicem, după 3 sferturi din el, și un sfert ni-l asumăm noi prin bugetul Consiliului Județean. Da. Pe final, domnule președinte, v-aș ruga să abordăm în câteva minute și infrastructura feroviară, nu-i așa? Pentru că trebuie să avem grijă și de acest infrastructura feroviară, aspect. Sigur, Piteștiul nu a fost niciodată un mare nod de cale ferată. Dar totuși avem nevoie de această infrastructură, pentru că nu e așa, marele unități economice ale județului Argeș, cel mai mare, Uzina Turisme Pitești, vrea să folosească din plin o infrastructură feroviară care să-i creeze un tip de deplasare scăzut către portul Constanța, către alte destinații. Și prin proiectul european, Ministerul Transportului reabilitează calea ferată București-Pitești. E adevărat, poate nu atât cât ne-am fi dorit noi, pentru deplasarea cu viteze foarte mari, ci cu o viteză maximală de 120 de km, ceea ce este îmbucurător într-o primă fază. Totul trebuie făcut etapizat. E bine că totuși Ministerul Transporturilor încearcă reabilitarea căilor ferate, principal mijloc de transport la un moment dat în România, pentru că de-a lungul timpului același minister a tratat cu mare indiferență tot ce ar fi putut însemna un transport de tip european. Da. Aici ne gândim că în ultimii 30 de ani, indiferent de guvernele care s-au perindat, pentru că v-am spus să avem și curajul să spunem lucrurilor pe nume, nimeni n-a mai insistat pentru ceea ce a însemnat Pitești, Râmnicu, Vâlcea, și atunci Pitești ar fi devenit un nod important de cale ferată, legătura aceasta directă.
care a intrat în paragină, costurile am înțeles că ar fi foarte mari, ne preocupă lucrul acesta, de fiecare dată când mergem la factorii de decizie, facem vorbire despre această linie de cale ferată, lăsată în paragină acum 35 de ani. Dacă ne gândim bine, ea ar fi fost funcțională cam în 6 luni de la momentul 90, dacă s-ar fi investit sume foarte mici de bani la momentul acela. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este important să venim cu informații la zi și să aflăm că lucrurile se mișcă în județul Argeș și, evident, noi toți să asistăm la o campanie electorală justă, fără acuzații, ci pur și simplu cu argumente și pe bătaie, pe proiecte, să zicem așa, nu-i așa? Vă mulțumesc. Singura noastră armă sunt cifrele. Cifrele vorbesc de la sine pentru ceea ce s-a făcut. Poate, prin comparație, putem discuta de cifre mai mici pentru perioade în care nu s-a făcut. La ora aceasta, cifrele sunt în favoarea noastră și sperăm că atâta timp cât suntem în aceste de funcții efemere, cum am spus, da, să aducem bunăstarea aceea pe care toți argeșteni și-o doresc. A fost domnul Ion Mânzână, președintele Consiliului Județean Argeș și președinte PSD Argeș. Eu sunt Dana Popescu, rămâneți cu Antena 3 CNN. Numai bine, la revedere!